Când ajunge ziua lor profesională, pedagogii din Bălți s-au întâlnit în incinta Teatrului Național Vasile Alexandri. Cu ocazia sărbătorii, cei mai buni dintre ei au primit diplome, distinții și premii. În acest an, municipiul Bălți se poate mândri cu 3 locuri de frunte în cadrul concursului republican: Educatorul Anului, Învățătorul Anului și Profesorul Anului. Educatorul Anului s-a dovedit a fi Tatiana Moscaliuc, care își desfășoară activitatea în cadrul grădiniței Spiriduș și are o experiență în domeniu de 29 de ani. Профессионалом своего дела. Нужно любить свое дело. И я считаю, что я нашла свое место в жизни. Мое место – это детский сад. Мое дело – это воспитывать дошкольных ребят. Tot de locul întâi s-a învrednicit și Tatiana Munteanu, la categoria Învățătorul Anului. Deși activează în domeniul de numai 7 ani, a reușit să obțină o experiență frumoasă care i-a dus succes. Întotdeauna am fost tentată spre a obține performanțe. Drept performanță, consider și participarea în cadrul acestui concurs, Învățătorul Anului 2017. Consider că e o muncă enormă de a participa în cadrul acestui concurs, dar am fost convinsă în forțele proprii. Cea de-a treia învingătoare este profesoara de limba engleză Daniela Rabei-Dubeț, care a ocupat locul întâi la concursul Pedagogul Anului la nivel municipal și locul 3 la cel republican. Cred că un pedagog modern trebuie să fie, în primul rând, să uimească prin felul de a fi, prin creativitate, prin ingeniozitate, prin înțelepciune și, bineînțeles, prin toleranță și entuziasm. Potrivit șefei Direcției Învățământ, Tineret și Sport din Bălți, Tatiana Dubițcaia, concursul republican presupune și premii bănești, dar ce este mai important, ascensiune în gradul didactic. Există un regulament și, conform regulamentului, premiul întâi este estimat în suma de 50.000 de lei anual. Anul acesta au fost introduse modificări în regulament și de aceea, la nivel de Republică, se alocă premii și pentru locul 2 și pentru locul 3, deci toți vor fi remunerați în bani, 10.000 de lei pentru locul 3. Și cred că cel mai important pentru profesorii noștri, fiindcă vor avansa cu o treaptă în gradul pe care îl dețin didactic. Având gradul 2, vor avea automat gradul 1, gradul 1 vor avea gradul superior, iar dacă deja dețin gradul superior, îl vor confirma fără de a trece procedura obișnuită de atestare. Premii bănești au primit și câștigătorii locurilor 1, 2 și 3 la aceleași nominalizații a concursului municipal, în sumă de 10.000, 5.000 și respectiv 3.000 de lei. Prezent la eveniment, viceprimarul de Bălți, Igor Șeremet, a urat pedagogilor să fie apreciați la justa valoare. Eram copil, am întrebat-o pe mama de ce și-a ales profesia de pedagog. A ales-o conștient. Dar mi-a spus și de prestigiul de care se bucura pedagogul în anii când a făcut studiile aici la Legul Rousseau. Și mi-a spus că știi că din bătrâni se primea că dacă merge pedagogul prin stradă, trebuie să scoți pălăria. Trebuie să facem tot posibilul ca această tradiție să o întoarcem acasă. Cu un cuvânt de felicitare a venit consilierul municipal și pedagogul Svetlana Oserbaeva. Eu хочу вам искренне пожелать сегодня крепкого здоровья. Я хочу вам искренне пожелать благодарности учеников, блеска в их глазках. Я хочу вам пожелать, чтобы спустя долгие годы, когда мы будем с вами уже почтенными людьми, наши ученики и их родители встречали нас и говорили теплые, радостные слова, потому что мы люди, которые оставляем след на этой земле. În cadrul aceluiași eveniment, mai mulți directori ai instituțiilor de învățământ din Bălți au primit diplomele Guvernului și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.